Cum îți pare învățământul de aici, din UK, comparativ cu acela din Moldova? Aici mi se pare mult mai ușor decât la Moldova. Spre exemplu, aici îți dă teme pe acasă o dată în săptămână, dar la Moldova îți dă de azi până mâine, așa în fiecare zi. Și aici au ore stabile, dar la Moldova diferă orele fiecare zi. Cum crezi, asta e bine sau rău? Crezi că copiii de la noi, având un program atât de încărcat, sunt mai deștepți ca aici sau din contra, asta e mai bine cum e aici în UK? Personal, cred că e mai bine aici, că ai mai mult timp să înveți, da, și te pregătești. Te simți mai liber decât așa încălcată și mai mult mai stresată. De cum te-ai simțit între ei? La început a fost foarte greu, dar cu timpul a fost mai ușor, că e foarte greu între persoane noi. Și cum te-ai integrat, de exemplu, la școală? Cum a fost? Îți mai aduce aminte cum a fost primele zile, primele săptămâni la școală? Colegi noi, atmosferă nouă, profesori noi? Da, la școală a fost foarte greu la început, că colegii nu prea sunt foarte încântați când sunt studenți noi, mai ales în alte țări. Și a fost foarte greu la început, până când am găsit prieteni români și tot ce a fost mai ușor. Ții legătura cu colegii tăi de acasă, cu foștii colegi, îți mai duci aminte de ei, pentru că au trecut ceva ani de atunci de când ai plecat. Mai ții legătura cu ei? Da, țin legătura doar cu o fată care o știam la Moldova, dar dintre colegii mei nu. Cât de des vizitezi Moldova? Cât de des pleci acasă? Fiecare 6 luni. Cum o găsești? O găsești schimbată după atâția ani sau crezi că Moldova stă pe loc? Stă pe loc. Mereu când mă întorc e tot același lucru, nimic nu se schimbă. Tinerii din Moldova sunt optimiști, vor să rămână acasă, să-și facă un viitor acasă sau ai observat că ei vor să plece? Am observat că toți vreau să plece, că nu sunt multe oportunități în Moldova. Am aflat că ai dat la 5 universități și ai fost admisă la toate? Da, la toate. Spune câteva cuvinte, ce planuri ai de viitor? Vreau să mă duc la universitate să studiez criminologia și psihologia și să îmi găsesc undeva de lucru. Te gândești cumva să te întorci în Moldova după asta? Poate după vreo 10 ani. Nu. De ce nu acum? Că nu, la Moldova nu o să am atât de multe oportunități cum am aici și nu aș vrea să mestec opportunities to study here. Ce-i dorești tu Moldovei? Aș vrea că școlile să fie mai bune, să fie mai multe oportunități, chiar și pentru cei care decid să stea la Moldova. Eu nu prea știu multe din Moldova. Ce le transmis tu celor de acasă, celor dragi care au mai rămas, poate familie, prieteni, ce vrei să le transmiți și cui? Aș vrea să transmit salutări lui bunica, o iubesc foarte mult și mi-e dor mult, mult de ea și la toate rudele mele de la Moldova și la Vlada, la prietena mea, unica din Moldova. Cum o cheamă pe bunica ta și poate ne vede acum, se face cu mâna, cum o cheamă? Nina.